Vă salutăm, prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Suntem în data de 25 decembrie, în ziua Crăciunului. Suntem în Dobric. Am mâncat un pic de amiaz, nu? Ne pregătim încet de biserică. Un pic, da, să nu ne îngrășăm. Ne pregătim încet de biserică. Au fost câțiva colindători, copiii de amici. Așa tradițional aici. Tradițional. Aici, în Dobric, se umblă cu colinda, adică seara principală a Crăciunului, e data de 25 decembrie, lucru care mie îmi convine foarte mult, pentru că atunci în prima zi pot să fiu, adică în ajunul Crăciunului pot să fiu la Cluj și în data de 25, când e mai frumos aici, suntem aici la Dobric, cu familia, cu frații mei, așa că stați cu noi să vedeți tradiția sărbătorilor din Dobric, tradițiile. Primim. Deschide-o! Ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim din nou la tine, la mulți ani mulți, ți-am cu bine. Ne-am pregătit cu toții și mergem la biserică, să ne bucurăm tot tradițional. Iată, cerul se deschide, vine el, pe pământul fără pace, lângă el. Înger sus cântă, Doamne jos, spada celor, e frântă de Cristă. Ce se trebuie să rugă, ce iubit a venit și profeția s-a împlinit. Iese de la biserică. Coloană mare de mașini. Toată lumea se pregătește, se grăbește acasă, mănâncă, să se schimbe și la colindat. Îl vedeți pe bine, acolo face indicații unde să parcăm în curte, pentru că o să vină toți cu mașinile. Te Domnul coboară îngerul sfânt. Ce o olă mare de supă. Ce să iau? O olă mare de ciorbă, chipe aragaz și adu sus. E bun, acum. Capacul poți să vezi acolo. Cum n-a, e ceai acolo, că mi-e foame. Ceva bun. E bun. Avem aici o oală de ciorbă făcută pentru toți. Dacă scap asta jos, mă dezmoștenesc. Aici maestro hamonului Oti. Ce facem seara asta? Ce se petrece? Ne întâlnim familia Bot să mâncăm în seara de Crăciun, după aia să mergem un pic cu colinda. Ai organizat? Unde mergem? Oriunde el nu se crede și oricule ne duce. El e directorul firmei, dar eu cel care delivery, știi? Adică eu mă duc și te duc la oameni, știi? Dacă vă trebuie ceva, executiv. Deci dacă trebuie ceva, contactați pe el, dar... Și banii cine încasează? Zici sefa, ceva? Eu. Încasează banii. Rog să nu se simte bine de vreo două zile. Am revenit. Cum e, dragă, ți-a plăcut la biserică? Foarte bine. Da? Mai ales că am stat jos și m-am odihnit. Avem aici două domnișoare care sunt închise în baie de o jumătate de oră. Deschideți! Ce faceți? Vedeți că trece seara de Crăciun până vă machiați voi. Da, la 10 ne întâlnim. Cum? La 10 ne întâlnim. A, deci aveți oră de întâlnire. Maia, o chestie ce vreau să vorbesc cu tine.
Și cu camera pornită și când opresc camera, același lucru spun. Duc și pe George și ai grijă de el, da? Bine, o să merg la două case și le aduc. De ce? Așa auzi mami. Cum auzi mami? Dacă se satură. Păi nu o să se satură. Nu dacă se satură, auzi mami. Spus dacă no. Se satură copii. Mai am super. Dacă Adam mami o zis așa. Nu. Domnilor, Clujaniu, uite Clujaniu aici am vlat. Bine. Cum e? La strapă mersi. Seara. Servus. E bine, sau? Acum e partea asta mai bună. Acolo în ea mai uscată, mai... Aici. Păi, Cornel, ne poți zice o fază cu ghita, ca să vede din el pe vlog. Am, i-am luat vlogul și... Nu se poate. Când au căzut, e cu mașină, chestii, cu fundul în baltă. Asta, da. Pace, frate Claudiu. Bine ați venit. Ne puteți spune ceva la cameră? Ce să zic? La mulți ani și Crăciun fericit. Cei pe care i-ați văzut sunt verișorii noștri din Chiuza. Au venit să ne colinde și seara asta să colindăm împreună prin Dobric. Deci în final mergem la colindat. Vom mergem la pastorul bisericii. Ne grupăm toți în mașinile astea două. Thank you.
Suntem la o altă casă, la o altă verișoară de-a noastră și verișoară de-a lor. Cam așa se petrece aici seara de Crăciun. Îți place la Dobric? Plin de trupe, de colindători aici, plin aici de viață. Aici ne intersectăm cu o altă trupă. Cu Mona. Păi da, cum? Da, da, hai, spune colinda repede. Hai, bă, colindați! Ce frumos cântați, mă! Ne-ați auzit, mă? Subscribe, like! Sami, hai, 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 o cântare! Dai seama că frumos! Hai, bă, să facem și donații acolo pe live-uri! Pe ar trebui să faci! Tu ne filmezi? Nu! Drepturi de autor! Am nevoie! Am nevoie! Vreau să fie autor, bă, și apoi să cântrezi! Plus bonusuri! Eu dau 2750, deci... Mai bine. La mine ajung până la 3000 pe lună. Dați, dați. Bă, vin, unde te iei, mă? Avem înregistrare, dacă nu știți colinda, vă dăm. Juan, dăm tot o colindă. Puneți o boxă și gata. Ați colindat aici? Da. Da. Noi nu cântăm numai cu profesioniști, dacă... Da? Da. Bă, dacă vrei să ai niște filmări, hai cu noi. Mă înțelegi și tu numai filmezi. Noi cântăm foarte bine. Bine, ai venit la un nou vlog. Ei, eu da mai adio, mult. Bă, hai să vă vedem. Da. Am o colindă pe ghiță sau pe ghiță? Ghiță voastră sau ghiță creță? Ghiță în nu știți? Da, nu știm. Hai să facem o echipă de aia, să cântăm cum trebuie. Bun, ca să știți, ne facem băieții cântă în primul rând. Iată cum vine la noi Domnul Iisus și fetele repet. Hai să ne are la saxofon, bă. Cine e la cută? Să fim cu nubarico. Vezi că te dau. Da, voie să fim cu Deci noi suntem la fratele Grigore Creță și în timp ce noi suntem în casă, vin alții și colindă. Erau și în casă alții. Erau și în casă. Da. Altă echipă și mai vine acum, după cum se aude pe fundal. Dar noi mai faină în colindă. Da, da. Hai să vedem. Parcela copiii.
a noștri. Așa, pașe, haide, haide. Hai, Leontru, v-ai avansat un pic? În cap pe toți, așa. Așa. Bă, ce frumos. Aici avem de peste tot, așa e. De ce țări avem? Din România și din publica avem. Nu-i cunoaștem. Nu știu. A câte echipe, draga? A treia, nu? Patra. A patra echipe de cum suntem aici. Cu noi. Cu noi. E boxa dată cu basmă. Că e zi, e zi pe YouTube. No. Ce Ești de păsate, nu? Pace! Mai cântăm mai fain. Nu ești dobru cam. Ia, mai dobru cam. Ce cauți aici? Veniți mă de voi aici. Nu m-am văzut. Lasă că e numai bine așa, că ei trebuie să odihnească pe mine, că ei iau calea mai lungă, eu fost și ieri noapte, da? Și până să odihnesc un pic, îi punem pe ei la cântare și pe urmă. Acum filmez ca și cum aș fi gazda. Te uiți pe geam, plândești, uitați pe Roxy acolo. Suntem la ultima casă la fratele meu Gabi. Ești bucuroasă că se termină? Să vede pe față. Aici aveți pălătorii aproape. Păi poate fi, dacă salve. Ion, ți-a plăcut la Dobrei la Colindă? Foarte frumos. Așa. E ora 4 dimineața. Am terminat Colinda pe seara asta. Drăguță, cum te-ai simțit printre... Bine, chiar a fost faină. Da, a fost o echipă faină. Acum suntem la Nucu. Aici. La seara, cum te-ai văzut. Seara, uite-ți acolo, dar... Să nu prea mâncați. Și ne punem la somn.